Horia, într-un 2020 normal, acum aș fi stat de vorbă cu un medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nu-i așa? Iar tu spuneai că înainte de a deveni învingător pe teren, trebuie să fii învingător în mintea ta. Da, cam asta e atitudinea cu care trăim, cam asta e atitudinea cu care mergem la competiții și la fel și cu Jocurile Olimpice. Deci trebuie să crezi și să te vezi cu medalia la gât înainte de finală. Cum a fost 2020 pentru tine? A fost un an diferit, clar. Am jucat numai două luni din tot calendarul competițional. Dar această pauză a venit într-un moment bun pentru mine. Pentru că eram ușor accidentat și aveam o accidentare care încă îmi dădea voie să joc, dar nu puteam să joc la o capacitate maximă și mă frustra un pic. Și chiar înainte de această izolare, luasem decizia să fac o pauză cât de lungă va fi nevoie ca să mă vindec la picior, unde aveam inflamația. Cum crezi că va fi de acum încolo un meci de tenis, fără spectatori, cu multe reguli? Cum va fi adaptarea la noua viață? Va fi foarte diferit, pentru că publicul pentru noi reprezintă un element foarte important din jocul de tenis. Nu mai contează că e pentru tine, împotriva ta, e acolo, e o energie aparte, auzi acea gălăgie. Să joci cu o tribună goală e un pic sec, un pic trist. Știu că suntem jucători profesioniști și ne vom motiva și adrenalina va fi acolo, seta de competiție va fi acolo, de victorii. Dar nu va fi la fel fără public, cu siguranță. Agassi spunea că tenisul este un sport în care ești singur, efectiv singur. Ai simțit și tu asta înainte să te decizi să mergi spre dublu? Da, am simțit singurătatea asta de multe ori. Eu am plecat la 14 ani în America, singur, la o școală de tenis de acolo. Abia vorbeam două cuvinte în engleză, deci au fost etape un pic grele, dar etape necesare în evoluția mea ca sportiv, ca om. Deci le-am luat ca etape de creștere, de dezvoltare, de maturizare. Ai pomenit de America și vreau să rămânem un pic aici. Cine ți-a fost mamă, cine ți-a fost tată în acea perioadă? Am avut mulți tați și multe mame. Am fost adoptat de multe familii, de antrenori, de prieteni mai mari. Ai avut un mentor? Am avut multe persoane pe care le-am admirat și le-am urmărit din lumea tenisului, lumea sportivă, pentru că acolo mă învârteam. Am avut mare noroc să am persoane cu caracter, persoane cu valori în lumea tenisului. De la noi, un Andrei Pavel, l-am luat ca model pe Pete Sampras, pe Roger Federer și jucând la o academie de tenis unde veneau foarte mulți jucători profesioniști, îi vedeam acolo, îi vedeam fizic în fața mea cum se antrenau, cum se purtau, cum vorbeau, ce postură, ce ținută aveau și învățam. Mă uitam la ei și învățam tot felul de lucruri, încercam să aplic și eu, vedeam ce mi se potrivește și da, cred că ei au fost modele mele și au fost părinții mei. Plus acești antrenori minunați pe care i-am avut de-a lungul carierei, pe care i-am ales în funcție de darul lor de educator, nu neapărat de ca performanță sportivă. I-am urmărit mereu să lucrez cu oameni de la care am ce învăța, de la care am ce să simt pasiune, să simt bucurie, dragoste de sport, de tenis, comunicare, înțelegere, respect. Așa îți ales și partenerii? Da, inclusiv partenerul. Partenerul pentru mine e o completare a mea. O jumătate? Da, cu siguranță. Și în momentele importante, momentele de tensiune din meciurile cele mai importante, eu știam că am lângă mine o stâncă și un frate și un prieten și un jucător bun și e minunat în acele momente să simți asta. Mă gândesc la perioada Uzbekistan. Atunci a fost un moment de răscruce în cariera ta, pentru că ai vrut să te lași, nu-i așa? Ce ți-a schimbat decizia atunci? Da, a fost unul din momentele în care am vrut să renunț la tenis. Probabil cel mai puternic, cel mai accentuat. Un lucru
bun care s-a întâmplat atunci și potrivit a fost că tatăl meu, care era tot timpul în jur, undeva în spate, acel stâlp de susținere, dacă am nevoie de ceva, dacă e o tensiune, o problemă, mergeam la el și mă ajuta. Și atunci, în momentul ăla, în care nici tenisul meu nu era într-un punct bun, nici starea mea nu era într-un punct foarte, foarte bun, atunci jucam la simplu, nu? Jucam la simplu și din când în când mai jucam și la dublu. Atunci el a avut ideea foarte bună și m-a simțit și mi-a spus să fac o pauză, să uit de tenis o perioadă, să-mi iau puțin timp liber, pentru că eu tot spuneam că nu mai vreau să joc, că mi-e greu cu ce se întâmplă acum și de fapt după acea pauză de 2 săptămâni, că n-a durat mai mult, am simțit din nou dorul de tenis și imediat după acel episod am luat decizia de a mă orienta către proba de dublu pe care o abandonasem, deși eu toată viața mea am jucat la dublu mult mai bine decât la simplu, mi-a plăcut mult mai mult decât simplu, dar ca orice sportiv care crește într-un sport individual își dorește să atingă performanța la simplu. Spuneai de tatăl tău și de rolul lui foarte important în viața ta, atât personală cât și sportivă. Și mi-amintesc din nou de Agassi, care spunea că din cauza sau datorită tatălui său, el ura tenisul, pentru că tatăl lui și-a dorit foarte mult ca Agassi să joace tenis și a proiectat pe el visul lui și l-a forțat și a fost mereu acolo lângă el. Cum a fost la tine? Tatăl tău a lucrat în poliție, mă gândesc că era autoritar, în același timp este fost basketbalist și cu toate astea nu te-a îndreptat către basket. Cum e relația cu tatăl tău? Da, acum avem o relație bună. Am trăit un episod cu el când eram foarte tânăr, în care el, din cunoștințele lui din sport, a vrut să mi-l împărtășească și mie, să mă ajute să cresc în jocul de tenis, deși el nu făcuse tenis. Și a avut un moment în care mă lua la antrenamente suplimentare ca să fac mai mult tenis. Și atunci a fost o mică tensiune, pentru că eu făceam antrenamentele de tenis cu antrenorul meu. Și mai aveai un antrenor acum, acasă. Tatăl meu, care trebuia să fie părinte și să facem alte lucruri decât rolul ăsta de jucător de tenis, mă lua la alte antrenamente de tenis. Deci eu plecasem în ideea cu gândul că va fi o joacă. Și nu era o joacă, erau antrenamente destul de serioase. Și după câteva săptămâni, luni, așa, am zis că nu mai vreau să joc, că mi se pare... Nu mai am plăcerea aia și mi-a dispărut. El a simțit imediat momentul ăla și s-a retras și asta a fost o lecție pentru el, pentru viitor, că nu e rolul lui ăla să mă perfecționeze mie tenisul. Rolul lui era să fie părinte și acum e prezent mereu, dacă am nevoie de ceva, e acolo pentru orice sfat. Vine cu tine la turnee? Vine mai rar. Lui plac turneele mari, turneele importante, când mă duc la un Wimbledon sau la un turneu al campionului, acolo prezent. Dacă le și câștigi, dar îi crește inima. Da, da, unul din momentele mele cele mai emoționante din carieră a fost când am câștigat titlul de la Wimbledon în 2015 cu el în tribună. Spuneai că nu trofeul este atât de important, cât călătoria, experiența până la trofeu, totuși. Atunci când îl ridici, ce senzație ai? Ce îți trece prin cap? Ce îți trece prin suflet, mai ales cu tatăl tău sau părinții tăi în tribună? E o împlinire aparte, împlinirea visului tău pentru care ai lucrat mulți ani și ca să atingi un asemenea vis, trebuie să înveți multe, să înveți disciplină, încredere, curaj, încredere, în primul rând, să înveți să ai încredere până la capăt, nu doar 2 meciuri, 3 meciuri până ajungi într-o fază superioară și e bine și acolo. Și încrederea asta se construiește, că nu te naști deodată și ești, se construiește în timp, se construiește cu atitudine, cu cuvinte, cu dragoste, conectare din partea echipei și... Asta e o lecție pe care nu poți învăța decât trecând prin ea. Adică dacă aveam 22 de ani și eram un super jucător și îmi dădea cineva, wow, toată ai câștigat Wimbledon-ul
și nu treceam prin toată experiența asta în care să cresc eu și să învăț toate lucrurile astea, nu era la fel pentru mine. Deci de-aia spun că călătoria e mult mai importantă decât trofeul în sine. Eu am pierdut 3 finale la Wimbledon consecutive. Exact. Ce putere să ai în a patra să intri pe teren cu ca o stâncă și citez. Da? Tu ai spus treaba asta, trebuie să fii stâncă. Da, da. Am lucrat mult la partea asta. La psihicul tău. Unde ai învățat antrenamentul ăsta atât de important pentru psihic, în America? Acolo a început. Acolo s-a deschis cunoașterea mea pentru partea asta de mental coaching și după aia a urmat întâlniri cu diferiți oameni, discuții, cărți, bineînțeles, cărți. Ce carte ai recomanda? Da, eu, o care am mai recomandat-o eu mult și vorbesc de ea destul de des, Școala Zeilor. Ah. Este o carte foarte profundă, care m-a învățat care este puterea pe care o avem în noi de fapt și atunci când ne asumăm lucruri și nu căutăm scuze în jurul nostru și mă rog, e o călătorie mai lungă. Puterea prezentului e altă carte care m-a ajutat să simplific un pic gândirea și să fiu mult mai conștient, mult mai prezent, mult mai activ. Da, și cred că marea lecție a fost că am devenit eu o persoană mai deschisă. Mai deschisă să ascult, să cunosc oameni și să învăț lucruri noi. Ai avut un model, un jucător pe care îl admiri? Da, l-am menționat pe Andrei Pavel. E foarte important să avem modele și exemple care sunt în jurul nostru. Andrei Pavel, crescut în Constanța, antrenat de antrenorii din Constanța, cu care eu am început să joc tenis. Deci, din start, pentru mine a fost un model și un exemplu că se poate, că trebuie să poți să crezi că de aici, din mediul ăsta, poți să ajungi un jucător de top. Și mai departe, eu urmăream atitudinea, eu urmăream comunicarea. Am apreciat că el, fiind la un nivel foarte înalt, atunci își făcea timp să discute cu noi, cu juniorii, cu copiii care îl admirau și se duceau și cereau autograf și făceam asta poze. Asta faci și tu acum. Și da, n-am inventat-o eu, e ceva care mi s-a transmis și acum e atât natural să o fac mai departe, pentru că și am fost copilul ăla. Ce abilitate ai furat de la Andrei Pavel? De la Andrei Pavel aș fura pasiunea pentru tenis, pentru sport. El era un jucător complet care reușea și să ofere totul pe terenul. El a fost un mentor, un sfătuitor pentru mine și cumva e natural acum să o fac eu mai departe pentru cei mici care vin către mine și îmi cer sfatul. Am văzut că ești foarte, foarte implicat în viața celor mici și am văzut evenimentele pe care le organizezi, de asemenea cartea pe care ai scris-o pentru ei, Viața în ritm de tenis. Și aș vrea să te întreb dacă există ceva ce ai fi vrut să știi despre tenis atunci când ai fost copil și nu ți-a zis nimeni. Da. Aș fi vrut să o iau mai lejer, să n-o pun atât de mult la suflet. În anii aceia de copilărie, când eram singur prin turnee și mă chinuiam mult cu meciuri pierdute și situații tensionate, când era o experiență sportivă din care trebuia să mă bucur. Și eram mult prea serios și o tratam mult prea important, prea devreme. Și aș fi vrut ca cineva din jurul meu să vină să mă atenționeze un pic, să creeze partea de distracție. E o atitudine un pic toxică de a crește, în contradicție cu o atitudine deschisă, cu dragoste, acceptare, încredere, în care tu te dezvolți și în momentele alea de tensiune, tu te duci și joci cu curaj și cu încredere față de reținere și presiune, pentru că ție ți-e frică să pierzi. Ești un globetrotter, 11 luni pe an ești departe de țară. În toate călătoriile tale, nu te-a tentat să te muți în altă parte? Am cunoscut multe locuri frumoase. Unele dintre ele le revăd în fiecare an. Dar nu m-am gândit niciodată să mă stabilesc în altă parte. Experiența mea sportivă m-a dus
și chiar am locuit în America, în Barcelona, Montreal, petrecut mult timp acolo. Dar cumva sunt conectat cu România și inima mea e aici, familia mea e aici, prietenii mei cei mai buni sunt aici și aici mă simt acasă. Ce loc i-ai recomanda prima dată unui turist străin care vine la noi în România? Munții Bucegi, Munții Piatra Craiului, Branul. Spuneai într-un interviu că atunci când erai mic, îți scriai pe o hârtiuță: o să devin campion național, o să câștig Wimbledon. Îți ofer o hârtiuță așadar și vreau să văd ce scrii pe ea. Wow, ok. Apropo de gestul ăsta, în anul 2016, de fapt în 2015, când începea campania pentru Jocurile Olimpice, pentru Olimpiada de la Rio, care se desfășura în august, am întâlnit cu Florin Mergea, cu partenerul meu român, în decembrie 2015 și făceam primul antrenament. Și ne-am făcut o poză în 2000, atunci, la antrenamentul ăla, am făcut o poză cu medalia. Deci cu medalie, așa, vizualizam că avem o medalie și stăteam ca doi nebuni în sala din București și vedeam că ne pozăm cu o medalie imaginară. Să mă bucur la maxim de experiența sportivă cu încredere, deschidere și pasiune. Să trăiesc o nouă experiență olimpică cu medalia de aur. Să mă bucur de trofeul de câștigător de Grand Slam. Așa să fie, îți țin pumnii. Thank you.